O polițistă a urcat beată la volan și a omorât o femeie. Accidentul cu umpliță a produs noaptea trecută în comuna Sângera. Potrivit poliției, șoferița în vârstă de 21 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina pe trotuar, tamponând trei pietoni. În urma impactului, o femeie de 30 de ani a decedat pe loc, iar două minore de 6 și 17 ani au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Exact în acest loc s-a produs accidentul tragic din această noapte din comuna Sângera. Mai exact este vorba despre trei pietoni, două minore și o doamnă în vârstă de 30 de ani. În urma impactului, cele două minore în vârstă de 6 și 17 ani au fost transportate la spital, iar cea de-a treia persoană a murit pe loc. Cele două minore au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În timp ce fetița de 6 ani se află în afara oricărui pericol, adolescenta de 17 ani este în secție de reanimare, iar starea acesteia este gravă. A fost transportat pe parcursul nopții de astăzi, în stare gravă, având mai multe traumatisme. Starea la internare se califică ca gravă, aceasta fiind transferată în secție de reanimare, unde se află și până la moment sub supraveghere medicală. Starea este gravă, dar stabilă. Potrivit IGP, la volanul mașinii se afla o polițistă în vârstă de 22 de ani. Testat alcool scopic la locul accidentului, s-a constatat că șoferița avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 4 ori mai mare decât permite legea. Noaptea trecută, în jurul orei 1:40, poliția a fost sesizată despre comiterea unui grav accident rutier în comuna Sângera. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că șoferul automobilului de marca Toyota a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar, tamponând trei pietoni. Colegii noștri au stabilit că la volanul mașinii se afla o tânără de 22 de ani, angajată a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Aceasta deține permis de conducere și se afla în afara orelor de serviciu. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală. Potrivit șefului IGP Viorel Cernăuțeanu, polițista a fost suspendată din funcție și reținută. Aceasta riscă până la 10 ani de închisoare.